Cum facem dintr-un pulover cu guler umulat pe gât înalt unul la baza gâtului, deci un guleraj la baza gâtului, cusut la mână, de mână. Deci măsurăm, întindem puloverul și măsurăm de aici, de la dunga în care, unde este încheiat, 3 cm și facem semne din loc în loc. Deci de aici până aici sunt 3 cm. Și măsurăm. Da, punem 3, facem semn. 3 cm. Facem semn. Și pe față și pe spate. Am făcut semne de jur împrejur. Venim aici pe o parte unde avem cheia. Crestăm puțin. Și apoi băgăm foarfeca. Și venim și tăiem exact pe semnele care le-am făcut. Am tăiat gulerul, întoarcem puloverul pe dos. Luăm o ață de aceeași culoare și băgăm ață nac în două. Și apoi începem de aici, de la cheie. Întoarcem o dată și încă o dată. Și venim la bentița unde e prins aici, unde e prinsă bentița de pulover. Începem, deci punem așa. Și începem de aici, de la cheie, întărim. Și apoi venim aici. Lăsăm firul slab, deci aici e cusătură foarfecă, așa se numește. Chiar în margine, așa, să nu se vadă cusătură. Lăsăm firul puțin mai slab ca să nu intre pe cap. Cusătura se întinde. Deci pe față nu se cunoaște nimic, iar pe dos e așa.
Atât de simplu este. Dintr-un pulover cu guler înalt pe gât, am obținut un pulover la baza gâtului. Da? Are flexibilitate, se întinde, este cusătura frumoasă, nu se vede foarte tare, pe față nu se vede deloc. Deci atât de simplu este. Măsurăm 3 cm de jur împrejurul gulerașului și apoi îl tăiem și îl îndoim și cu cusătura foarfecă rezolvăm problema. Deci două pulovere care au fost pe gât și le-am făcut la baza gâtului.